Ieșiți, ieșiți din Babilon, poporul meu, ieșiți, ieșiți. Și înapoi nu vă uitați și dați știre printre frați că timpul-i vrei. E vremea trâmbiței.
și brațul meu și peste acei și vă privesc ca niște lei pe acest pământ. Face și fără de lege și păcatul este fără de lege și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele, în el nu este păcat. Cine s-a arătat să ia păcatele? Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră, el s-a arătat să ia păcatele lumii întregi asupra lui. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Dar acum atenție, dragul meu, la versetul următor. Fii foarte atent și gândește-te mult la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cugetă la el și gândește-te unde te afli tu, în care tabără ești tu. Biblia spune la versetul 8, cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Cred că ai înțeles ceea ce în cuvântul acesta am citit, ceea ce în versetul acesta am citit. Mai repet încă o dată, Biblia ne spune că cine păcătuiește, cine face păcate cu voie, cine știe că a fura este păcat, a minți este păcat, a curvi este păcat, a înșela e păcat, a prea curvi este păcat, a bârfi este păcat, a te duce la nevastă, asta altul este păcat și așa mai departe. Biblia spune că cine păcătuiește este de la diavolul. Asta înseamnă că diavolul este stăpânul celui care păcătuiește. Asta înseamnă că diavolul este în omul sau în sufletul care păcătuiește. Pentru că cine păcătuiește este de la diavolul, ne spune Biblia, căci diavolul păcătuiește de la început. Noi avem un trup și trupul nostru are în el ceva, are un duh, are duh de viață sau și mai are alt duh, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sau Duhul lui Lucifer, Duhul lui Satan sau demon. Dragul meu, aș vrea să te întreb acum în auzul urechilor tale, cine locuiește în trupul tău? Este Dumnezeu în viața ta? Este Dumnezeu prin Duhul Sfânt în tine? Trăiește El în tine? Sau Lucifer și demonii lui sunt în tine? Și aș vrea să te cercetez chiar acum. Dacă tu minți, cine este în tine? Dacă tu furi și bârfești și clăvetești și bei alcool și fumezi și blestem, cine este în tine? Dacă tu te droghezi, dacă rețuiești pe aproapele tău, dacă urăști pe aproapele tău, dacă nu poți să ierți pe cel care ți-a făcut rău, dragul meu, cine locuiește în tine? Dumnezeu sau siguranță Satana locuiește în tine dacă tu faci astfel de lucruri, astfel de păcate? Dragul meu, aș vrea să spun că tu ești într-un mare pericol. Dacă tu
În câteva minute mori sau în noaptea aceasta tu treci la cele veșnice și dacă păcatele tale nu sunt iertate de Dumnezeu, tu ești un suflet pierdut pentru eternitate. Tu ești un suflet care va fi luat și aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră să moară pentru păcătoși, pentru că ce este scris, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ce este pierdut. Dar dacă tu l-accepți pe Iisus, dacă vii înaintea Lui, dacă recunoști că ești un păcătos, dacă te căiești și îți pare rău și te pocăiești de fără de legile tale, Dumnezeu îți dă iertare. Și dacă tu mori în noaptea aceasta, tu vei merge dus de îngerii lui Dumnezeu în raiul lui Dumnezeu. Biblia spune, repet, cine păcătuiește este de la diavolul. Căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Fiul lui Dumnezeu a venit, omule, ca să ne smulgă din ghearele satanei și din ghearele iadului. Doar trebuie să-L accepți în viața ta pe Iisus și să asculți de El. Biblia ne spune în versetul 9, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar de ce nu păcătuiește? Pentru că Biblia ne spune, pentru că sămânța lui Dumnezeu este în el, adică cuvântul lui Dumnezeu este în el și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în el. Și Biblia spune, acesta nu păcătuiește, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Dragul meu, aș vrea să te întreb astăzi, ești un om născut din nou? Ești tu născut din Dumnezeu? Este Dumnezeu Tatăl tău? Îl cunoști tu pe Dumnezeu? Stai tu în prezența lui Dumnezeu? Îți faci tu timp să te rogi? Îți faci tu timp să citești Biblia? Îți faci tu timp să ai părtășie cu Tatăl tău? Îl dorești tu pe Dumnezeu sau dorești lucrurile trecătoare și vremelnice din această lume? Sau dorești să-ți faci de capul tău? Sau dorești să mai ai aventuri? Sau dorești să mai bei o sticlă de vin, de coniac, de lichior, de bere? Sau dorești să te mai culci cu o femeie, două, trei sau cu un bărbat? Sau dorești să te mai droghezi? Sau dorești să te mai îmbeți? Sau dorești să mergi la discoteci și cluburi de noapte? Sau dorești să-ți faci de capul tău? Dragul meu, ce dorești tu în viața ta și în inima ta? Dorești lucrurile trecătoare și vremelnice și peritoare sau îl dorești pe Dumnezeu? Dorești tu ca creatorul universului să devină Tatăl tău? Știi tu că El te-a creat? Știi tu că El te-a făcut în pântecele maicii tale? Știi tu că la nașterea ta, când tu ai venit în lumea aceasta, Dumnezeu a făcut să ieși teafăr și sănătos din mama ta? Știi tu că El te-a păzit până în momentele de față? Știi tu că Dumnezeu îți dă viață? Știi tu că El poate să-ți ia viața și poate să-ți o dea? Știi tu cine este Dumnezeu? O, dragul meu, gândește-te la Dumnezeu, că viața pe care o ai în lumea aceasta este o viață trecătoare, este o viață scurtă. Din când în când, când mai treci pe la cimitir sau pe lângă cimitir, aruncă-ți privirile spre mormintele care sunt în cimitir și stai o clipă și gândește-te și meditează și gândește-te că cei care sunt morți și sunt în mormintele acelea au fost oameni ca și tine care au trăit pe planeta Pământ așa cum și tu și eu trăim astăzi. Unii au fost bogați, alții au fost săraci, unii au fost buni, alții au fost răi, unii au fost cu Dumnezeu, alții fără Dumnezeu, dar a venit pentru fiecare
ceasul, clipa plecării lor din această lume și s-au dus și acum sunt în morminte trupurile lor, iar duhurile lor s-au dus la stăpânii pe care ei l-au slujit în această lume. Dacă l-au slujit pe Dumnezeu, unii s-au dus la Dumnezeu. Care l-au slujit pe Satana, s-au dus în iad cu Satana să fie munciți și chinuiți până în ziua judecății, când toată lumea se va înfățișa înaintea scaunului de domnie a lui Hristos, de judecata lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lor. Și oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul care arde cu foc. Și aș vrea să spun că locul acela este veșnic, nu e pentru 1000 de ani, nici pentru 1 milion, nici pentru 10 miliarde, nici pentru catralioane, ci pentru infinit. Dragul meu, vei putea tu să reziști într-un loc care este pentru vecii vecilor? Vei putea tu să reziști într-un foc și pucioasă și viermii care nu mor, care se cațără pe oameni într-un loc îngrozitor? Vei putea să reziști tu veșnic într-un loc de chin? Cu siguranță nu. Dar de ce vrei să te duci spre locul acela? De ce vrei să mergi în iad când Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale, omule? De ce vrei să străiești viața de capul tău în păcat când Iisus vrea să-ți dea salvare? El spune: renunță la păcat și veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este un Dumnezeu minunat. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu adevărat și El cheamă oamenii la pocăință. În Apocalipsa, capitolul 17, cu versetul 30 și 31, cuvântul lui Dumnezeu ne zice: căci Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar El poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin omul pe care l-a rânduit prin aceasta, adică prin Iisus Hristos. Dumnezeu va judeca lumea și pentru aceasta a rânduit o zi când va judeca lumea și lumea va fi judecată prin Iisus Hristos, care acum e mântuitor și domn, dar într-o zi va fi marele judecător. De ce nu vrei să-L accepți în viața ta? De ce nu vrei să-L primești ca mântuitor și domn? Biblia spune la Roman, capitolul 2, cu versetul 5, Biblia ne spune foarte clar: dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Din pricina împietririi inimii tale, tu nu vrei să te pocăiești, tu nu vrei să renunți la păcat, tu nu vrei să te lași de lucrurile care te pot duce în iad. Biblia ne spune: dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și murirea, și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Ne învață cuvântul lui Dumnezeu, care este da și amin. Dragul meu, astăzi dacă auzi glasul lui Dumnezeu, astăzi dacă simți că Dumnezeu atotputernicul tale, căci ascultă, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu: căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care îi va mistui pe cei răzvârtiți. Dacă tu știi de acum că a minți e păcat, dacă tu de acum știi că a fura este păcat,
păcat, a curvi, a bârfi, a înșela, a te duce la nevasta aproapelui tău, a vorbi de rău pe semenul tău, a trăi în omosexualitate, a trăi ca lesbiană, a droguri, a fuma, a bea alcool. Ori, dacă știi că toate acestea sunt păcate și tu trăiești mai departe în ele și nu te lași de ele, iată ce spune Biblia. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptarea, atenție, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care îi va mistui pe toți cei care sunt răzvârtiți. Toți acei ce păcătuiesc cu voie înaintea lui Dumnezeu sunt ca niște răzvârtiți, ca cei din Sodoma și Gomora, care l-au necinstit pe Dumnezeu și peste care a venit focul lui Dumnezeu și i-a prăpădit. Biblia ne spune: cine a călcat legea lui Moise este omorât pe fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspre pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și va bajocori sângele legământului cu care a fost sfințit și va bajocori pe Duhul Harului? Că știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Dragul meu, aș vrea să spun căci nu este de jucat cu Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci mai degrabă Dumnezeu vrea ca omul să se întoarcă de pe calea lui cea rea și să trăiască. Dragul meu, dacă tu te duci în iad, nu este vina lui Dumnezeu că tu ajungi acolo. Tu de bună voie ai să mergi în locul acela. Atâtea zile din viață eu am pierdut și n-am lucrat în via lui cât s-a plăcut. Dar azi vă spun că nu-i așa de rău îmi pare, căci n-am cântat mai mult atunci când s-a plăcut. Așa trecut au ani unul după altul și eu am stat, am stat, am stat nepăsător. În fiecare an mă apropie de Domnul și noi mai stăm, mai stăm, mai stăm nepăsător. Zi, aș vrea ca toți să-și amiască, căci multe zile ca acestea nu mai fi. Iar cei ce-au venit acasă se bocăiască, de această zi ar vrea mereu așa. Poate ziua cea din urmă a chemării și tu mai stai, mai stai, mai stai nepăsător. Nu știi că se va închide ușa din murării și atunci de ce, de ce mai stai nepăsător?
de zile care iar. Și numele acelor sfinți se va citi și fiecare dintre ei își va lua plata. Acolo aș vrea, Iisuse, spun și eu să fiu. Și ce frumoasă fiu atunci amintirea a celor ce au lucrat aici pe acest pământ. Iar partea lor cea bună fiu a fericirea. Viața mereu cu cer cu Domnul nostru Sfânt. Ce frumoasă fiu atunci amintirea a celor ce-au lucrat aici pe acest pământ.